Bună ziua, stimată audiență, mult stimați membrii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, stimați invitați și colegi, se propune de a demara ședința Comisiei. Cine e pentru? Vă rog să votați membrii Comisiei. S-a obținut? Unanim. Aș vrea, dacă permisiunea dumneavoastră să mă așez, aș vrea să vă prezint membrii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, care a fost aprobată de Consiliul Științific al USM, proces verbal numărul 8, din 26 septembrie 2023, în următoarea componență. Bulimestru Ion, subsemnatul, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, USM, președinte. Bulea Aurelian, academician, doctor abilitat în științe chimice, profesor universitar, USM, conducător de doctorat. Budomac Valentin, doctor abilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stare Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, referent. Corobceanu Eduard, doctor în științe chimice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, referent. Țăpov Victor, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, USM, referent. Ciochina Valentina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al USM, secretar. Ședința se desfășoară în format fizic și cu transmisiune live online. În sală avem prezenți și rude, prieteni, colegi ai doamnei Rusnak Ana, precum și pretendenta la titlul științific Rusnak Ana. Pentru ședința de astăzi a Comisiei este preconizată susținerea tezei de doctor în știință chimice a doamnei Rusnak Ana la tema Sinteza și proprietățile biologice ale combinațiilor coordinative unile biometale în baza tiosinicarbazonilor 4-aminobenzoatului de etil, la specialitatea 14102, chimie coordinativă. Conducător științific, Bulea Aurelian, doctor abilitat în știință chimice, profesor universitar, academician. Pentru prezentarea dosarului de atestare al competitoarei, îi se oferă cuvântul secretarului științific, doctorul în științe biologice, Valentina Ciochina. Poftim, doamnă Ciochina. Mulțumesc, domnule președinte, onorată sfinte. Doamna Ana Rusnak s-a născut la 9 decembrie 1991 în orașul Ișni-Uralsk, raionul Celeabinsk, Rusia. Este cetățeană al Republicii Moldova. În anii 1999-2011 face studiile la Liceul Teoretic Hiperion, orașul Durleș, municipiul Chișinău, și obține diploma de bacalaureat. Apoi urmează studii superioare de licență în anii 2011-2014, specialitatea chimie coordonativă, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, Universitatea de Stat Moldova, după care, în anii 2014-2016, studii superioare de masterat, specialitatea chimie coordonativă, aceeași facultate a Universității de Stat Moldova. În anii 2016-2023 au urmat studiile postuniversitare prin doctorat la Universitatea de Stat Moldova, program de doctorat 14102 chimie coordonativă. În perioada studiilor a îndeplinit în întregime programul de doctorat, a susținut toate examenele conform programului cu media 10, a acumulat 140 de credite. Este căsătorită și are un copil. Experiența profesională include activitatea în septembrie-decembrie 2014 în calitate de cercetător științific stagiar, laboratorul de cercetări științifice, materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică, în cadrul Institutului de Cercetare și Inovare a Universității de Stat Moldova. Apoi, februarie-noiembrie 2015, activează în calitate de inginer, categoria 1, în același laborator. În anii 2015-2018, deține funcția de laborant superior, Departamentul Chimie a Universității de Stat Moldova. 2016-2018 activează în calitate de cercetător științific stagiar, laboratorul de cercetări științifice, materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică, USM. Iar din 2019 până în prezent, cercetător științific în același laborator. De asemenea, din 2022 deține funcția de șef al laboratorului de încercări din vinuri ialoveni a societății pe acțiuni.
Pe parcursul anilor 2015-2023 a participat la realizarea unui proiect fundamental și a unui proiect din cadrul programului de stat finanțat de ANCD. În anii 2018-2023, doamna Rusna Cana a participat activ la 13 manifestări științifice naționale și internaționale cu comunicări orale și poster. În perioada anilor de doctorat a publicat 8 lucrări științifice la tema tezei, inclusiv 5 articole în reviste științifice recenzate de Registrul Național al Revistelor de Profil, un articol în lucrările manifestărilor științifice, incluse în alte baze de date acceptate de către ANCD. Este coautora unui brevet și a 3 medalii de aur, a 1 medalii de argint și a 2 diplome de laureat la Solanii Internaționale. A obținut diverse distinții și burse, după cum ar fi locul 2 și diploma de participare în marea finală la cea de-a 6-a ediție din 2016 a Universității de Stat. Locul 2 la concursul național, bursa mea 980 de secunde 2022. Premiul municipal pentru tineret în domeniul literaturii, artei, științei tehnice și activism civic, ediția 2021, acordat de primăria municipiului Chișinău. Bursa de excelență a Guvernului Republicii Moldova 2021. În dosarul doamnei Ana Rusna sunt toate actele necesare prevăzute de metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice și recomandările cadrului de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului. În total, la număr sunt 24 de documente, dosarul este pe masă. Mulțumim, doamna Cetină. Sunt întrebări către secretarul științific al Comisiei? Dacă nu sunt întrebări, atunci trecem la realizarea ordinii de zi. Cuvântul se oferă doamnei Rusna Cana, care pe parcursul a 20-30 de minute va expune conținutul tezei și rezultatele științifice obținute. Doamna Rusna, aveți cuvântul. Bună ziua, stimată audiență, stimați membri ai Comisiei, vă prezentă teza de doctorat cu tema Sinteză și proprietățile biologice ale combinațiilor coordinative cu unele biometale în faza teosimicarbazoinilor 4 aminobenzoatului de etil. Autor Ana Rusna, conducător științific Aurelian Bulea, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, om emerit al Republicii Moldova. Comisia de îndrumare. Nicanor Barbă, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, om emerit al Republicii Moldova. Iacob Buțu, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar. Și Victor Săptcov, doctor în științe chimice, conferențiar universitar. Cancerul este o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial și este a doua cauză de deces. Încă din 1978 și până în zilele de astăzi, medicamentul cisplatina este utilizat în terapie importantă și eficientă pentru tratamentul diferitor tipuri de cancer. În ciuda potențialului său larg anticancerigen, utilizarea sa clinică este limitată din cauza toxicității renale. Deci există o necesitate de compuși chimioterapeutici cu activități antiproliferative înalte și toxicitate scăzută. Infecțiile microbiene ce pot căpăta rezistență la medicament, de asemenea se numără printre principalele cauze de deces, alături de afecțiuni cardiovasculare și cancerul. Deci există o necesitate constantă de sinteza compușilor cu proprietăți antimicrobiene. Conform studiului literaturii de specialitate, teosimicarbazoinurile sunt o clasă importantă de compuși organici, care au atras atenție deosebită în industria farmaceutică datorită activităților biologice bogate, cum ar fi antimicrobiană, fungică, antimalereală, antitumorală și alte. Pentru sinteza compușilor noi au fost proiectate următoarele structuri a teosimicarbazoinului, unde în poziția 4 a teosimicarbazoinului ca scop este introducerea parabenzoatului de etil. Deoarece este cunoscut că 4-aminobenzoatul de etil, farmaceutic mai este denumit anestezină sau benzocaină, are proprietăți anestezice. De asemenea, introducerea grupei esterice în poziția 4 a teosimicarbazoinilor duce la mărirea lipofilității acestea, ceea ce va ușura penetrarea prin membrana celulară.
În poziția 1 a tezei microbazoane, că scopul este introducerea derivaților aldehide salicilice și derivaților D-fermentridini. Deoarece tezei microbazoane derivate de la D-fermentridini carboxaldehidă, posedă proprietăți antiproliferative de 1000 ori mai mari în comparație cu tezei microbazoane derivate de la 3 și 4 peridin carboxaldehidă. Iar coordonarea acestor tezei carbazoane la imunicultul 2 duce la mărirea proprietăților antiproliferative pe celule de cancer de 5-10 ori mai mari în comparație cu tezei carbazoane libere. Deci scopul este sinteza și caracterizarea și cercetarea proprietăților biologice ale combinațiilor coordinative cu unele biometale în baza tezei carbazoanelor 4 aminobenzoatului de etil. Obiectivele cercetării: sinteza parabenzoa de etil tezei carbazoanelor 2 formii perigenii aldehide salicilice și derivațiilor acestora, sinteza combinațiilor coordinative ale zincului, cuplului, nichelului, cobaltului, ferului, manganului în baza tezei carbazoanelor obținute, determinarea compoziției și structurii compușilor sintetizați cu ajutorul spectroscopiei IR, spectroscopiei de rezonanță magnetică nucleară cu UH-13 carbon remene, analize elementelor și analize cu raze X pe monocristal, cercetarea proprietăților antioxidante, antibacteriene, antifungice și antitumorale. Deci, pentru îndeplinirea obiectivelor au fost sintetizate în premieră 15 tezei carbazoane în baza următoarelor scheme, unde 4 benzoate de etil tezei carbazoane 2 fermiopiridine și derivații acestea, 4 benzoate de etil tezei carbazoane aldehide salicilice și derivații acestea au fost obținute în 3 etape conform următoarei scheme. Prima etapă este obținerea 4 izotocinate benzoatului de etil la reacția dintre 4 aminobenzoate de etil și teofosgen în prezența de hidrogenocarbonat de sodiu în amestec apă benzen, au fost obținut izotocinatul 2 cu randament de 90%. A doua etapă este obținerea tezei carbazide 3 la picurarea soluției de tetrahidrofuran de izotocianat 2 la soluție de tetrahidrofuran de hidrat de hidrazină. Au fost obținut tezei carbazide 3 cu randament de 80%. Următorul pas este obținerea tezei carbazoanelor la condensarea între tezei carbazide 3 și aldehidele sau cetone corespunzătoare în etanol, în prezența de 2-3 picături de acet acetic glacial, se obțin parabenzoat de etil tezei carbazoane 2 formiopiridinii, 2 cetilpiridinii, 2 benzoilpiridinii, 2 formiochinonalinii, aldehide salicilice, ortovalilinii, 2 hidroxinaptaldehide, 5 promaldehide salicilice și 35 de promaldehide salicilice cu randamente cuprinse între 70 și 90%. Pentru cercetarea studiului influenței poziției substituentului în ion benzene, a fost sintetizat meta și ortobenzoa de etil tezei carbazoane. Unde meta benzoa de etil tezei carbazoanele de formel de acetil și de benzoilpiridine au fost obținute conform primei scheme în trei etape: dinamină, izotocinat, tezei carbazide, tezei carbazoane. Obținerea ortobenzoa de etil tezei carbazide din 2 izotocinate benzoa de etil și hidrat de hidrazină nu este posibilă deoarece are loc heterociclizarea compusului, cu obținerea 3 amino, 2 sulfate din lidin, 2 3 de hidrochinazolin, 4 în H1 ONI, structura care a fost determinată și cu ajutorul difracției cu rază X pe monocristal. Pentru obținerea ortobenzoat de etil tezei carbazoane 2 acetilpiridinii au fost sintetizate hidrazona 2 acetilpiridinii și tezei carbazoane, a fost obținută în urma reacției dintre 2 izotocinate benzoate de etil și hidrazona 2 acetilpiridinii. Pentru cercetarea studiului influenței el aromatic în poziția 4 a tezei carbazoanelor au fost sintetizate acetat de etil tezei carbazoane 2 formiat și 2 acetilpiridinii conform primei scheme, dinamina izotocinată, tezei carbazide și tezei carbazoane. În total, au fost obținute 15 tezei carbazoane noi, nedescrise în literatură de specialitate, structura cărora a fost confirmată cu ajutorul cromatografiei în strat subțire, spectroscopiei IR, spectroscopiei 1H13 carbon remene. Aici avem un exemplu de spectru 1H-remene a parabenzoatului tezei carbazoane 2 fermiopiridinii, care ne confirmă că reacția a avut loc prin dispreția picului la 4 ppm. De asemenea, ne confirmă că structura și puritatea acestui compus, deoarece sunt prezente doar picurile caracteristice compusului dat.
Inspectorii MMH și remenii solvente metilsulfoxid de uterar sunt observate două forme de automere. La integrarea picului la 14,6 ppm sunt 4% de formă de automere SH, tiolică, și la integrarea picului la 12,3 ppm sunt 96% de formă NH, ceea ce corespunde formei de automere tionice. Spectrul 13 carbonului menit de asemenea ne confirmă puritatea și structura acesteia, deoarece sunt prezente doar picurile caracteristice compusului obținut. La recristalizare din soluția etanolică a compușilor sintetizați au fost obținute monocristale a 2 tiosimicarbazide și 9 tiosimicarbazone, structura cărilor a fost cercetată cu ajutorul studiului difracției cu raze X pe monocristal. Au fost obținute structuri moleculare A, parabenzoadietiltiosimicarbazide, parabenzoadietiltiosimicarbazone 2, formilpiridinii 2, citilpiridinii 2, benzoilpiridinii 2, hidroxinaftaldehidii, 2 formilchinolinii, 2 hidroxinaftaldehidii, metabenzoadietiltiosimicarbazone 2, formilpiridinii 2, benzoilpiridinii, ortobenzoadietiltiosimicarbazone 2, citilpiridinii, acetadietiltiosimicarbazide și acetadietiltiosimicarbazone 2, citilpiridinii. Structurile substanțelor organice sunt practic planare. Au fost observate două configurații la gruparea azometinică, cis și trans, la diferite tiosimicarbazoane. În baza tiosimicarbazoanelor sintetizate, au fost obținute 33 combinații coordinative noi, la mistecarea soluțiilor etanolice de săruri de cupru, nichel, zinc cu soluție etanolică ilegal, în raport de 1 la 1, iar în cazul complexelor de mangan, cobalt și fier, în raport de 1 la 2, și reflux timp de jumătate de oră, au fost obținuți compuși microcristalini, structura cărora au fost cercetată cu ajutorul analizei elementelor spectroscopiei IR și conductivității molare. În tabelă dat sunt datele conductivității analizei la metal și spectroscopiei IR, a combinațiilor coordinative cuprului, manganului, fierului, cobaltului, nichelului și zincului în baza parabenzoadei, tiltrosimcarbazonii, de formel peridinii. Unde analiza titrimetrică la metal ne arată că raportul dintre metal și ligand în complex este din 1 la 1 în cazul complexelor de cupru, nichel și zinc și de 1 la 2 în cazul complexelor de cobalt, fier și mangan. Datele conductivității mai mici de 50 microsim pe centimetru cub ne arată că complexii dați sunt neionici. Iar mai mari de 50 microsim pe centimetru ne arată că complexii cu prolumb perclorat, cobalt de lună de două ori clor, fier lună de două ori clor, sunt ionici. Benzile de absorție de domeniu IR a complexilor sintetizați ne sugerează că ocuparea funcțională azometinică a combinațiilor coordinative se deplasează la numere multe mai mari în comparație cu ligandele coordonate, la 1592 la 1600 cm minus 1. Apar benzi noi, nu de vibrație în legătură azot-cupru, sulf-cupru, carbon-sulf, azot-azot, la 546, 413, 899, 1027 cm minus 1, ce lipsesc în spectrele liganților. Ropiridinic se deplasează la numele de unde mai mici. În baza datelor obținute, putem spune că ligandul coordinează tridentate la atomul central prin intermediul atomelor de azot piridinic, azot azometinic și solut iolic, formând două metalocicluri din 5 atomi. În tabelul 2 sunt datele conductivității analizei la metal și spectroscopiei IR a combinațiilor coordinative cuprului cu parabenzoadietiltiosimicarbazona aldehide salicilice. În cazul dat, benzile de absorție în domeniul IR de asemenea se deplasează la numere de unde mai mari, în comparație cu ligand necoordinat de la 1585 la 1598 cm, apar vibrații noi oxigen, cupru, azot, cupru, sulf, cupru la 545, 472, 300, 436 cm la mensul. Nu de vibrație OH dispare în spectru cu combinații coordinative. Conform datelor obținute, putem presupune că ligandul coordinează tridentată la atomul central prin intermediul setului de atomi donor, oxigen tionic, azot azometinic și sulf tionic, formând două metalocicluri, unul de 5 și unul din 6 atomi. La recristalizare din soluția etanolică au fost obținute monocristale a compusului cupru 2, L2 de 2 ori, acetat de 2 ori, cristalizat cu 5 molecule de apă.
structura care reprezintă un dimer cu numărul de coordonare 6, având o geometrie octaedrică distorsionată. Ligandul coordonează triedentat la atomul central prin intermediul setului de atomi donori, azot peridinic, azot azometinic și sulf-tiole, formând două metalocicluri din 5 atomi. Anionul de acetat coordonează triedentat chelat la atomul central. Prin intermediul de rechine participante a atomului de sulf, pe rechine participante de electroni, atomului de sulf a moleculei vecine de ligand, se formează puntele de coasere a celor două centri generatoare de complex. Datele cristalografice au fost puse în corelație cu datele spectroscopiei ieri a pulverii microcristaline, care de asemenea confirmă prezența anionului de acetat bidentat chelat prin prezența benzilor de absorție anion asimetric și nu simetric la 1603-1491 și valori delta acestea de 100, care conform studiul literaturii corespunde grupul anionului acetat bidentat chelat. A fost obținută structura cristalină a compusului fer al 2-2 clor cu 3 molecule de etanol și 2 de apă, structura fără care reprezintă un octaedru distorsionat, la atomul central coordonează 2 molecule de ligand prin intermediul atomilor de azot peridinic, azot azometinic și sulf tiolic, formând 2 metalocicluri din 5 atomi. Anionul de clorură se află în sferă externă. Pentru cercetarea proprietăților biologice au fost cercetate 4 proprietăți de bază, și anume antioxidante, antibacteriene și antifungice și antitumorale. În tabelul 2 sunt prezentate proprietățile antioxidante a dioximecarbazoilor HL1 HL15, cercetate prin metoda ABTS radical continuă și exprimate în EC50 micromolar. Din seria de mai jos, cele mai pronunțate proprietăți antioxidante le posedă ligandul H2L7, a cărui EC50 este de 9,38 și este de 3 ori mai activ în comparație cu substanța Trolox ca martor utilizat în medicină. Dacă schimbăm poziția 1 a dioximecarbazoilor și păstrăm poziția parabenzoadietil a dioximecarbazoilor neschimbat, obținem următoarea serie de descăreștere a proprietăților antioxidante. Deci, parabenzoadietil, dohidroxinaptaldehid, 2-benzoil, peridin, 2-formil, peridin, 2-acetil, peridin, aldehidi salicilice, ortovanilini, 5-bromaldehidi salicilice, 3-5-bromaldehidi salicilice și 2-formil chinolini. Dacă schimbăm poziția 4 a dioximecarbazoilor și păstrăm poziția 1-2-acetil, peridin, neschimbat, obținem următoarea serie metabenzoadietil, parabenzoadietil, ortobenzoat de etil, acetat de etil. Așadar, introducerea anionului benzenic în poziția 4 duce la mărirea proprietăților antioxidante. Dacă păstrăm poziția metabenzoat de etil neschimbat, obținem următoarea serie. 2-acetilperidine, 2-formilperidine, 2-benzoilperidine. La coordinarea dioximecarbazoilor la metale 3D, în unele cazuri proprietățile antioxidante sunt mai pronunțate, iar în altele scad. La genetică a bazei ligandului HL1, proprietățile antioxidante sunt mai pronunțate în comparație cu ligandul coordinat. Deci obținem serie în care nichel-alunul-clor posedă cele mai pronunțate proprietăți antioxidante, a cărui C50 este de 3,7 și este de 4 ori mai activ decât ligandul și de 9 ori mai activ decât troloxul. Următorii din serie sunt combinații coordinative a cuplului și, în dependență de anion, au proprietăți antioxidante diferite. Deci obținem serie cuprolul-1-clor, clorură, nitrat, bromură, acetat, perclorat. Primul este de 2 ori mai activ ca ligandul, ultimul posedă aproape aceeași activitate. Următorii din serie sunt combinații coordinative a marganului și zincului, care au corespunzătorii 50, 14 și 23 micromolar. Ultimii din serie sunt combinații coordinative a ferului și cobaltului, care nu posedă proprietăți antioxidante. Proprietățile antioxidante a combinațiilor coordinative a cuprului 2 în baza dioximecarbazoilor HL3 și HL15 sunt mai puțin pronunțate în comparație cu liganzii liberi. Trecem la proprietățile antibacteriene.
Activitățile antibacteriene, combinațiilor coordinative cu prilonibilul fierului, cu parabenzoadietilul și carbazonul de formid de acetil de benzoid pritini, deci aici cele mai prunțele proprietăți față de Staphylococcus aureus au fost înregistrate la cuprol 1 clor, cuprol 2 brom, a căror concentrația minimă de inhibiție este de 0,12 și sunt de 40 de ori mai active în comparație cu medicamentul nistatina. Dacă schimbăm anionul în complex, anionul influențat asupra proprietăților antioxidante și față de Staphylococcus aureus, obțin următoare serie. Cuprol 1 clor, cuprol 1 nitrat, cuprol 1 acetat, cuprol 1 brom și cuprol 1 perclorat. Față de microorganisme gram negative Escherichia coli, obținem următoare serie. Cuprol 1 bromură, nitrat, clorură, acetat, perclorat. Activitățile antifungice a combinațiilor coordinative cu prilonibilul, cu parabenzoadietilul și carbazonul 2 formid 2 acetil de benzoil piridine, no? Aici cele mai pronunțate proprietăți antifungice au fost înregistrate față de Candida albicans la cupru al 1 nitrat, cupru al 2 clor, cupru al 2 acetat, față de Candida pusti la cupru al 1 brom, clor și la cupru al 2 brom, a căror concentrația minimă de inhibiție este de 0,98 și este de 32 de ori mai mare în comparație, sunt de 32 de ori mai active în comparație cu medicamentul nistatina. Influența anionului în complex asupra proprietăților antifungice față de Candida albicans obține următoarea serie. Cuprol 1 nitrat, acetat, perclorat, clorură, bromură. Față de Candida crusti, cuprol 1 clorură, acetat, bromură, nitrat, perclorat. Deci la schimbarea atomului central în complex din cupru, în nichel, cobalt, fier sau zon, țin, duce la diminuarea proprietăților antimicrobiene. La schimbarea ligandului în complex din teosimi carbazone derivate de la 2 formil piridina în teosimi carbazone derivate de la 2 aldehida salicilică, de asemenea, are loc diminuarea proprietăților antimicrobiene. La parabenzoadietil de simicarbazon a 2 formil piridine au fost cercetate proprietăți anticancer pe celule HL60 ale leucemiei umane mieloide. Aici, IC-50 este egală cu concentrația maximală de inhibiție a ligandului HL1 este egal cu 0,1 și este de 3 ori mai activă în comparație cu doxorubicina și de 250 de ori mai activă în comparație cu cisplatina. Datele date au fost brevetate. În tabelul 10 este prezentată activitatea anticanceră a combinațiilor coordinative cu fluid cu parabenzoadietil de osimocarbazonă în baza 2 formil piridinii, HL1 și aldehidii salicilice H2L5. Pe celulele de cancer cervical helă, pe celulele de cancer pancreatic BSPC3 și pe celulele de cancer, cancer muscular TC1. Toxicitatea a fost cercetată pe celule normale, celule epidemiale renale de câine. Deci, cel mai bun rezultat a inhibiției celulelor de helă și BSPC3 a fost înregistrat la cuprul 1 nitrat, la care IC50 este de 0,9 și corespunzător 0,4 micromolar. Cel mai bun rezultat a inhibiției celulelor TC1 a fost înregistrat la cuprul 1 clor și cuprul 1 brom, la care IC50 este de 0,3 micromolar. În privința toxicității a fost calculat indice de selectivitate, care este raportul IC50 MDCK către IC50 celulelor de cancer. Cel mai bun rezultat a raportului IC50 MDCK către IC50 BXPC3 a fost înregistrat la cuprul 1 perclorat și este de 7, iar acest platin este de 2,8. Deci acest rezultat ne arată că complexul dat este de 2,5 ori mai activ, mai selectiv în comparație cu acest platin. Cel mai bun rezultat a indicului selectivitate la raportul MBCK către TC1 a fost înregistrat la cupru al 1 clor, a cărui indice de selectivitate este de 21,7, iar acest platin este de 6,7 și este de 3,2 ori mai selectiv în comparație cu substanța martor cisplatină. Concluzii. Pentru prima dată au fost funcționalizate benzocoinii
benzocaina cu fragment tiosemicarbazone. Astfel fiind obținute 15 tiosemicarbazone noi în baza 4 aminobenzoatului dietil. La interacțiunea tiosemicarbazonelor cu metale 3D au fost obținute 33 combinații coordinative noi. Puritatea, compoziția și structura compușilor obținuți a fost confirmată și determinată cu ajutorul punctului de topire, analizei cromatografice, spectroscopiei IR, spectroscopiei 1H3 și carbon gheptă 135 remine, analizei elementare cu ductivității molare și studiului difracției cu raze X în monocristal. Spectrele 1H3 și carbon gheptă a tiosemicarbazonilor în soluție dimetil sulfoxid eluterat au pus în evidență prezența a două forme tautomerice, unică și tronică. Au fost izolate monocristale a teoriei 2A, tiosemicarbazitelor 3 și 12, a 9 tiosemicarbazone și două combinații coordinative, la care a fost efectuat studiul difracției cu raze X pe monocristal. Deci, datele cristalografice a combinațiilor coordinative confirmă coordinarea trinitatea tiosemicarbazonilor derivate de la 2-fluoroferritină și în formă monodiprotonată acestea. Studiul proprietăților antioxidante. Cele mai pronunțate proprietăți antioxidante, țările tiosemicarbazonilor H1-H16, deposede ligandul H2-L7, pare vizualitate tiosemicarbazonul 2-hidroxinaptaldehid, a cărei C50 este egală cu 9,38 micromolar și este de 3 ori mai activ decât substanța izalontrolox. Cele mai pronunțate proprietăți antioxidante le posedă combinații coordinative în baza parabenzoatetil tiosemicarbazonii 2-formin-pirimbinii, HL1. Complexul nichel-1-clorură posedă C50 de 3,7 micromolar și este de 4 ori mai activ decât ligandul și de 9 ori mai activ decât troloxul. Dacă schimbăm anionul în complex, se obține următoarea serie de descriere a proprietăților antioxidante, cupro-1-clorură, nitrat, clorură, acetat, perclorat. Atomul central în complex de asemenea joacă un rol important asupra proprietăților antioxidante a combinațiilor coordinative, la schimbarea care obținem următoarea serie. Nichel, cupru, mangan, zinc, fier, copăr. Studiul proprietăților antimicrobiene. Tiosemicarbazonele HL1-HL15 posedă proprietăți antimicrobiene puțin pronunțate. Însă, coordonarea cu ionii de cupru 2 are loc amplificarea acestor proprietăți. Cele mai bune rezultate activității antibacteriene bazate pe Staphylococcus aureus au fost înregistrate la cuprul 1 clor și cuprul 2 brom, a căror concentrația minimă de inhibiție este de 0,12 și care sunt de 40 de ori mai active decât medicamentul furacilină. Cele mai bune rezultate activității antifungice față de candida albă când s-au fost înregistrate la combinații coordinative cuprul 1 nitrat, cuprul 2 clor, cuprul 2 acetat, a căror concentrația minimă de inhibiție este de 0,98 microgram pe mililitru și sunt de 32 de ori mai active în comparație cu medicamentul de referință nistatina. Dacă schimbăm atomul central în complex cu cupru-1-clor, activitatea antimicrobiană scade considerabil conform următoarei serii. Cupru, nichel, cobalt, mangan, zinc, fier. Studiul proprietăților anticancer. A fost cercetat de proprietăți anticancer a parabenzoatetil tiosemicarbazonii de furnopiridinii pe celule HL60. Tiosemicarbazona are C50 egal cu 0,1 micromolar, fiind de 3 ori mai activă decât doxorubicina, deși de 250 de ori mai activă în comparație cu cisplatina. Complexul cupru-1-nitrat inhibă cel mai bine celulele HeLa și BXPC3, combinații coordinative cupru-1-clor și cupru-1-brom inhibă cel mai bine celulele de TC1, care C50 este de 0,3 micromolar. Acești complexi au activitate mai pronunțată în comparație cu substanța martor cisplatina. Complexul cupru-1-perclorat posedă cel mai mare indice de selectivitate la raportul C50 în DSG către C50 pe BXPC3 este egal cu 7 și este de 2,5 ori mai selectiv în comparație cu cisplatina. Complexul cupru-1-clor posedă cel mai mare indice de selectivitate pe raportul C50 în DSG de C1 este de 21,7. Acest complex întrece selectivitatea cisplatinii de 3,22 de ori. La tema tezii au fost publicate 6 articole, dintre care 5 în reviste licențiate și unul în colegere de articole. Au fost publicate 13 conferințe, un brevet, au fost obținute diplome și medalii și sunt deținătoarea premiului 2 în cadrul concursului Teza mea în 186 secunde.
deținătoarea bursului de excelență a Guvernului Republicii Moldova și deținătoarea diplomei Premiului Municipal pentru Tineret. Mulțumesc domnului doctor în științe chimice Alec Bartol pentru înregistrarea spectrului de mine a substanțelor sintetizate, domnului doctor conferențar universitar Sergiu Șova și domnului doctor conferențar Petru Petreancu pentru studiul structurii compușilor sintetizați prin metode de fracții corozii X pe monocristal. Rezultatele cercetărilor biologice ale acestei teze nu ar fi fost posibile fără ajutorul și contribuții valoroase a domnului doctor habilitat în științe medicale, conferențar universitar Greta Balan, pentru testarea activității antimicrobiene și a compușilor sintetizați. Precum și datorită contribuții valoroase a doamnei doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, Olga Burdunuc, de la Agenția Națională pentru Sănătatea Publică pentru testarea activității antifungice. Adresez mulțumiri doamnei doctor în științe biologice, Olga Garbuz, pentru testarea activității anticancere în substanțe a compușilor sintetizați. Vă mulțumesc pentru atenție. Stimată audiență, raportul a luat sfârșit. Cine are întrebări către doamna Rusnaca? Doamna Lucian Bulea? Deci, dacă luăm în mod general ceea ce ați expus, deci sunt două părți. Prima parte este obținerea substanțelor coordinatine și a doua, testări biologice. Da. Iată în întrebarea care se referă la prima parte. La noi e foarte mulți din doctoranții medici au susținut teze cu tiosemicarbazine. Care este diferența, deci, care vă aduceți raportul dumneavoastră personal față de ceea ce au susținut alți colegi? Deci, introducerea în poziția 4, parabenzoatul de etil, deci benzocaine, care este un medicament, și care ar facilita la proprietăți biologice. Și deci au fost obținute substanțe noi, 15 tiosemicarbazone și 33 combinații coordinative. Da, mulțumesc. Și acum, deci, în baza acestor liganzi, ați format combinații coordinative cu definite metale. Care este rolul metalului, totuși, în dependență de proprietatea pe care o studiați, deci antimicrobiene sau antifungice sau anticancer sau antioxidante, deci rolul metalului este diferit. Da, este diferit. El duce la sau îmbunătățirea proprietăților fungice. Deci, dacă aveți proprietățile antifungice, care metal este mai activ sau dacă aveți alte proprietăți? Deci, la proprietăți antifungice, cele mai pronunțate proprietățile posedă combinații coordinative în baza cuplului 2. La antimicrobiene, de asemenea, în baza cuplului 2. Iar la antioxidante, în baza nichelului. Aceste date sunt și în literatură? Sau de da, sunt și în literatură. Și adică se coordonează cu ceea ce este în literatură. Da. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Cine mai are întrebări cu tine, doamna Rusnaca? Dacă se poate. Domnul conferențar Țăcov. Doamna Rusnaca, în disertația de dumneavoastră, discutând proprietățile fizico-chimice, biologice, pe timpul numiți compușii cuprului 2, compușii cobaltului 2, manganului 2, etc. Dar în disertație nicăieri nu este prezentată cercetarea biologică care putea să confirme asta. Dumneavoastră ați bazat pe ceva, afirmând că cuprul 2, cuprul 3. Da. Deci combinații coordinative a cuprului 1, de exemplu, sunt de culoarea albă sau galbenă în dependență de ligand. Iar combinații coordinative a cuprului 2 sunt de colorație verde. Desigur, nu a fost posibilă cercetarea proprietăților magnetochimice, da? Deoarece am obținut substanțe 0,35 grame, dar iar pentru cercetarea studiului dat trebuiește 1 gram. Mulțumesc, mai are cineva întrebări? Mai sunt întrebări? Sau din sală? V-
Dacă nu se poate, eu... Можно вопрос? Poftim? Можно вопрос? Da. Doamna doctor Olga Garbuz? Da. Скажите, пожалуйста, у вас очень значимая интердисциплинарная работа, и вы не сказали ничего о прикладной значимости, если можно в двух словах, вашей работы. Прикладная значимость вашей работы. Где бы она могла быть утилизирована? Апликация. Да. Deci, datele pot fi aplicate în, la diferite cursuri de chimie, chimie coordinativă. De asemenea, pot fi aplicate proprietățile biologice a ligandului HL1, care posedă proprietăți antiproliferative destul de mari. Și... A clinicii practice. Apoi aceasta, că utilizarea brevetului. Da, vă mulțumesc. Dacă se poate, mai are cineva întrebări? Am și eu câteva, dacă se poate. Ana, deci, poftim? Vreți să spuneți? Domnul conferențiar Robu, nu, eu la urmă, da. Domnul conferențiar Robu. Dumneavoastră ați sintetizat corpuși complexe de tuturor metale, da? La proprietăți anticancer menționați mai mult pe complexul cuprului. Da. E clar și eu înțeleg că celelalte reamute și celorlalți metale care sunt mai slabe sau sunt mai active. Le-ați cercetat sau... Deci, aveți vreo informație? Da, nu știu, răspund. Mulțumesc de întrebare. Deci, a fost cercetat anti-reor la 33 combinații coordinative, proprietăți antioxidante, antimicrobiene și antifungice. Și în baza rezultatelor obținute au fost selectate cele mai active combinații coordinative și au fost cercetate proprietățile anticancer. Deci, fiind aceste proprietăți mai costisitoare, deci a fost selectat anume de pozonul dat. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul Rogu. Deci, mai are cineva întrebări? Ca eu să fiu ultimul. Deci, Ana, am lucrat și eu cu dioximea carbazolului aldehide salicilice. Pe mine mă interesează unde ați lucrat, aveți acolo derivatul cu 2 dibrom. 2, 5 sau 5? 3-5 dibrom, da. Scoate compoziția la complex și ce, mai ales complex și cuplu. Care e raportul? Raportul este de 1:1, deci... Da, și încă întrebarea mea era că dacă la celelalte cu derivate 2 formin peridine aveți multe substanțe acolo și împărăușa, ce numai la 1 ați făcut erul, care-i cauza? Deci, la teosime carbazolului derivate de aldehide, de la aldehide salicilică, au fost făcute combinații coordinative doar la cuplu clorură. Deci, influența de 1 a fost cercetată doar la liganzii HL1 și HL2. Că de aici venea întrebarea că dacă lucrați, spre exemplu, cu acetatul aici, cred că avea să fie dublu de protonat dioximea carbazolului, cum era în cazul meu, și bine, atunci întrebarea decade, da. La slide-ul 17, dacă se poate. Deci aici dumneavoastră ați vorbit despre conductivitate. Care a fost concluzia la dumneavoastră? Că raportul valorii conductivității despre ce v-au indicat? Deci, conductivitatea a fost efectuată în soluție etanol de metilformamidă și deci mai mare de 50 microsims pe centimetru cub, ca de exemplu cupru albunul perclorat, reprezintă că complexul dat este ionic. Iar mai mică de 50 microsims pe centimetru cub, ca de exemplu combinații coordinative cupru albunul clor, cupru albunul brom, ne vorbesc că complexii dat sunt neionici. Neelectroliți. Nu, ceea ce a fost și la ionina, vedeți, cred că are loc substituția acolo anionilor clorură, bromură, nitrată de către moleculele de apă, pentru că care e cea mai joasă la dumneavoastră, că mangan acolo acela pare a fi neelectrolit, și cea mai joasă, că și e ca la zinc, spre exemplu, de acolo 37 vis-a-vis de 89, deci posibil că este substituit, da, este parțial în timp, mai ales este substituit. Da. Și încă o întrebare a fost aici, că undeva am văzut că ați vorbit despre activitate, undeva era dată în microgram și undeva micromolar. Care e cauza? De ce aveți și așa date și așa date despre IC50? Deci,
Deci aici e micromolar. Micromolar. Deci aici deja e micromolar. Și mai departe, dacă dați asta, ce e antiprofilat? Nu mai este să am anticancer. La anticancer ați folosit și celelalte? Aici am folosit microgramul meu. La antibacterie. Nu era cauza. Serienis. Nu era cauza cumva de unificat sau de dus la care sunt mai puține, să le recalculați, să-i dați și așa și așa, ca să le puteți compara cu toate că câteodată știți, dacă masa molară e mare, este diferență între micro, dacă puneți microgram pe mililitru și micromolar. Deci, numai la cele anticancere sunt micromolar. Bine, eu nu mai am întrebări, dacă mai are cineva întrebări. Dacă nu mai sunt, cuvântul se oferă secretarul științific al Comisiei, doamnei Ciuchina Valentina, pentru a aduce la cunoștință avizul Comisiei de Întrumare și avizul Departamentului de Profil, precum și alte avize asupra tezii și rezultatul tezii doamnei Rusnac Ana. Poftim? Mulțumesc, domnule președinte, onorată asistență. Teza doamnei Rusnac Ana a fost examinată la ședința Comisiei de Întrumare. Decizia Comisiei de Îndrumare este recomandarea tezei pentru examinare în cadrul Departamentului de Profil. Toate sugestiile și obiecțiile Comisiei de Îndrumare au fost luate în considerare și sunt expuse în dosar, teză și rezumate. Apoi, teza a fost examinată la ședința Departamentului Chimie. Decizia Departamentului este de a recomandat teza pentru examinare în cadrul școlii doctorale. De asemenea, toate propunerile și recomandările Departamentului Chimie au fost luate în considerare și sunt expuse în dosar, teză și rezumat. La adresa Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat au parvenit 3 referate de analiză a tezei, a referenților oficiali și 5 avize la rezumatul tezei semnate de specialiști în domeniul din țară, referitor la valoarea științifică și aplicativă a tezei de doctor în științe chimice a doamnei Rusnac Ana. Inclusiv, referatul domnului Valentin Gudumac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra Medicină de Laborator, șef laborator, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemețanu. Referatul domnului Victor Țapcov, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Facultatea de Chimie și Chimie Tehnologică a Universității de Stat de Moldova. Referatul domnului Eduard Corocceanu, doctor în științe chimice, profesor universitar, Facultatea de Biologie și Chimie, Universitatea Pedagogică de Stat Montreagă din Chișinău. Avizul domnului Valeriu Rudic, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Universitatea Tehnică a Moldovei. Avizul domnului Vasilii Șaragov, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar universitar, om emerit al Republicii Moldova, Universitate de Stat Lev Corozo din Bălți. Avizul doamnei Maria Bârcă, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitate de Stat din Moldova. Avizul doamnei Olga Garbuz, doctor în științe chimice, Institutul de Zoologie, Universitate de Stat din Moldova. Avizul domnului Graur Vasile, doctor în științe chimice, Universitatea de Stat din Moldova. Toate avizele sunt pozitive și nu conțin obiecții. În avizii se estimează că teza doamnei Rusnac Ana prezintă o lucrare științifică finalizată, consacrată obținerii compușilor coordinativi cu activități antioxidante, antibacteriene, antimicrobiene, antifungice, anticancerigene și antiinflamatorii cu importanță teoretică și practică. Scopul și obiectivele lucrării sunt originale, clar definite, cu idei inovative. Metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea completă a obiectivelor. Noutatea și originalitatea științifică, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării justifică
că importanța studiului efectuat. Obiectivele propuse au fost realizate pe deplin, concluziile sunt relevante și se bazează clar pe rezultatele obținute. Contribuția personală a autorului la obținerea rezultatelor lucrării este esențială. Cele expuse permit de a concluziona că teza corespunde exigențelor metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice, iar doamna Rusnac merită titlul de doctor în științe chimice. Mulțumim, doamna doctor Ciocchină. Să ascultăm în continuare opiniile referinților oficiali despre teză. Cuvântul se oferă doctorului habilitat în științe medicale, profesor universitar Udomac Valentin. Domn profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Permiteți-mi în primul rând să-mi exprim gratitudinea pentru onoarea pentru că aș vrea recenzit această lucrare excelent. Teza de doctorat a doamnei Rusnac Ana este consacrată unei probleme de cercetare foarte actuale ale chimiei coordinatului. Și aici eu vreau să amintesc de marele medic al epocii renașterii, Paracelsus, care afirma precum că omul este un compus chimic, iar bolile sunt consecința alterării componenței chimice al organismului uman. Deci sunt necesare substanțe chimice pentru a le combate. Este savantul care a adus chimia în medicină. Mai departe, nu pot să nu reamintesc de savantul german Paul Ehrlich, laureat al premiului Nobel, care este fondatorul chimioterapiei moderne. A dezvoltat conceptul de gloanțe magice, substanțe chimice care pot fi folosite pentru a trata bolile multifactoriale, cum sunt tumorile maligne, bolile infecțioase, tuberculoza, difteria, boli cardiovasculare și altele. Una din realizările sale epocale a fost preparatul numărul 606, dimorhidratul de dioxid aminoarsenobenzen, pe care l-a numit salvarsan, pentru a trata sifilisul și a ucide sclerodermii. Celulele canceroase se nasc în organism în fiecare moment, în fiecare secundă, dar celulele imunității primare și secundare, așa anumit T-killerii, le ucid momentan. De ce un om sănătos, o imunitate normală, este vreau să poate fi sigur de faptul că tumoarea sau un tumor poate ca să supraviețuiască în așa condiții. Lucrarea este elaborată în conformitate cu exigențele regulamentare stipulate de actele normative ale ANACEC privind la teza de doctorat. La analiza desfășurată și expertizarea lucrării, conform criteriului de evaluare, pot fi deduse următoarele. Prima, teza de doctorat, sinteza și proprietățile biologice ale compușilor coordinativ cu unele biometale în baza teosinei carbazonilor, 4-aminobenzoatului de etil, elaborată de către doctoranta Rusnac Ana, corespunde completamente specialității solicitate, specialitatea chimie coordinativă, cu cifrul 141.02. În argumentarea acestei concluzii, aș menționa mai întâi faptul că acest studiu
amplu și original, relevă sinteza, caracterizare și cercetarea proprietăților biologice a diferitor tipuri de combinații coordinative cu unele biometale. 2. Teza de doctorat corespunde completamente esenței materialului lucrării, atât prin conținutul capitolului 1, unde se analizează în detaliu situația în domeniu, cât și prin obiectivele, metodologie, rezultatele obținute, concluziile și recomandările practice finale. 3. Teza de doctorat corelează totalmente cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare ale țării, încadrându-se în special în direcția strategică 19, produse, tehnologii și produse inovative, 2013-2020, și în prioritatea strategică 5, competitivitate economică și tehnologii inovative, direcția strategică, sănătate. La fel, aceste cercetări sunt în concordanță și cu tendințele științei mondiale, și în particular cu cele europene, direcția cheie 1, sănătate, schimbările demografice și bunăstarea, din strategia sectorială a Uniunii Europene, Orizont 2020. Conținutul tezei doamnei Rosnana este reflectată completamente numeroase lucrări științifice, publicații științifice, în total 20 de lucrări științifice la subiectul tezei, inclusiv un brevet de invenții, 13 rezumate la conferințe naționale și internaționale. Până în producere este argumentată actualitatea lucrării, scopul și obiectivele ei. Este demonstrată noutatea științifică și valoarea practică, postulatele de bază înaintate spre susținere. Apreciem că cele patru obiective urmărite sunt realiste și de actualitate în concordanță cu activitatea de cercetare care se desfășoară actualmente în domeniul vizat la național și internațional. Capitolul 1 este consacrat revistei literaturii respective și este alcătuit în baza analizei critice al 164 de publicații, în special ale ultimului deceniu. Cunoașterea profundă de către doamna Rusnaca Ana, literaturii în domeniu, i-a permis să evidențieze problemele cheie care au rămas în afara atenției cercetătorilor și fără rezolvarea cărora devine imposibilă de a crea un concept adecvat referitor la problema studiată. Datele relatate în acest capitol, mărturisesc că doamna Rusnaca Ana posedă aptitudini de a efectua o analiză critica datelor biografice și de a încadra datele literaturii din planul cercetărilor științifice și analiza rezultatelor cercetărilor proprii. Capitolul 2 relevă metodele de sinteză și cercetare ale combinațiilor coordinative cu unele biometale în baza tiocarbazonelor 4 aminobenzoatului de etil. Pentru realizarea obiectivelor tezii, doctoranta a utilizat metode adecvate sarcinilor tezii. Au fost utilizate metode moderne pentru determinarea compoziției și structurii compușilor sintetizați. De asemenea, au fost folosite metode moderne de biologie moleculară. Metodele cercetare sunt descrise minuțuos și mărturisesc că metodologia lucrării este bine gândită și argumentată. Folosirea metodelor de explorare fine și adecvate, contemporane, i-au permis doctoranții să obțină o bază de date obiective care a fost cu succes utilizată în concluziile tezei. Datele experimentale sunt prezentate excelent, fiind expuse și analizate detaliat, logic și cuprind în totalitate materialul lucrării. Capitolul 3 este consacrat analizei fizico-chimice a combinațiilor coordinative în baza unor biometale cu tiosemicarbazonele, 4 aminobenzoatele de etil. La interacțiunea tiosemicarbazonelor sintetizate cu ionii metalilor 3D, biometalilor, au fost obținute un șir de combinații noi și a fost determinată puritatea, compoziția și structura compușilor obținut prin metode adecvate
de explorare. Capitolul 4 este consacrat proprietăților biologice ale acțiunii compușilor obținuți și anume proprietăților antitumorale, antimicrobiene, antifungice, antivirale și antioxidante în experiențe in vitro. Problema științifică soluționată în acest capitol ține de evaluarea viabilității și capacității de proliferare in vitro a celulelor canceroase, determinate activității antibacteriene. A fost testat efectul ligandului liber și al complexelor sale metalice asupra proliferării celulelor leucemiei acute promielocitare HE60 și au fost stabiliți complexe cu cea mai înalt indice de selectivitate față de celulele TC1, cancer pulmonar mutin, BXPC3, cancer pancreatic, în raport cu celulele MDCK, nefăcite normale canine. S-a stabilit activitatea contra unor germeni periculoși, cum ar fi Escherichia coli, Salmonella enterica și Typhimurium, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus și activitatea antifungică împotriva tulpinilor de Candida albicans a fost mai mare pentru complexele metalice decât pentru ligandul liber. De fapt, agenții chimioterapici cel mai des utilizați în practica clinică sunt doxorubicina, carbamazepina, ciclofosfamida, cisplatina, metotrexatul, mercaptopurina, antiandrogeni, antiestrogeni, anticorpii monoclonali, etc. posedă un șir de efecte toxice, severe, manifestate prin mielotoxicitate, anemie, neutropenie, limfopenie, uzinopenie, trombocitopenie, clinic manifestate prin dezvoltarea infecțiilor bacteriene, reacții cutanate, alopecie, fibroză pulmonară, tromboflebită, insuficiență cardiacă congestivă, toxicitate hepatică, renală, cardiacă, astenie, depresie și mai departe. S-a stabilit că compușul complex cercetat exercită efecte antitumorale, antimicrobiene, antifungice, antivirale puternice, dar și creșterea rezistenței față de infecțiile oportuniste. În baza rezultatelor obținute, s-a stabilit importanța explorării activității antioxidante pentru evaluarea mecanismului de acțiune a compușilor complexe cercetați. Rezultatele obținute revelă importanța cuprului pentru amplificarea activității antibacteriene și antifungice. După cum se știe, cuprul este unul dintre elementele esențiale în majoritatea organismelor aerobi și este folosit ca cofactor structural și catalitic într-un șir de căi biologice de importanță cardinală. Cuprul metalic și complexele lui de coordonare s-au dovedit foarte active împotriva virusurilor, bacteriilor, fungilor, drojdilor și ciupercilor. Acesta este motivul pentru care egiptenii antici foloseau gase de cupru pentru a stoca apa potabilă și o medicină proaspătă, lipsită de bacterii diareice importante, cum ar fi Vibrio cholerae, Shigella strepsneri, germenul dizenterii, Escherichia coli enteropatologică, Salmonella enterica typhi și Salmonella paratific, anume acest efect de inhibare a creșterii, numit ucidere prin contact, a condus la aprobarea cuprului metalic ca prin material antimicrobian de către Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii.
cuprul poate acționa atât ca oxidant, cât și respectiv prooxidant. Echilibrul cuprului din organism este important datorită comportamentului său antioxidant și prooxidant. Când cuprul acționează ca un antioxidant, captează sau neutralizează radicalii liberi. Dar ca prooxidant promovează formarea radicalilor liberi și contribuie la dezvoltarea bolilor mult factoriale și mai fi și Alzheimer. Ionul de cupru, având capacitate de chelare și potențial pozitiv de reducere, funcționează ca un cofactor a mai multor metaloenzime în metabolismul normal uman și participă în reacții de transport biologic. Iată de ce cuprul îi se acordă o atenție deosebită și el are o importanță foarte mare în viața omenirii. Aș menționa că datorită faptului că egiptenii antici păstrau apa potabilă în vase de cupru, incidența bolilor periculoase, colera, bolii diareice, la participanții, la muncitorii care construiau piramidele cele antice, zeci de mii de participanți. Iar de atunci, știți dumneavoastră că toate regulile igienice erau imposibil de păstrat în așa condiții. Iată acele condiții aride, în acest loc domina musca domestică, vinovată, deci, la acestor infecții strașnice. Deci, datorită faptului că cuprul, deci, datorită faptului că apa era foarte deficitară în acele condiții, apa potabilă, deci era păstrată, vase de cupru, iar cupru are o acțiune antibacteriană excelentă. În Evul Mediu, iată, această proprietate a cuprului a fost ignorată totalmente de către Papa de la Roma. Iar consecințele dumneavoastră le cunoașteți. Epidemii strașnici de coleră, tot segmentul european, care a dus la moartea a milioane de vieți umenești în Europa. Tezele de bază și totalul în cercetările științifice efectuate sunt expuse succint în concluziile generale și recomandări. O serie de date stabilite de doctorandă, după cum s-a menționat, dețin o importanță teoretică și practică principială. Rezultatele cercetărilor ar putea fi recomandate drept fundament pentru aprofundarea și diversificarea studiului experimental preclinic al compușilor autohtoni și extinderea la nivel clinic pentru transferul tehnologic cu scopul producerii unor noi medicamente eficiente. Și unul din efectele compușilor formative studiat, aș spune, este efectul
lor asupra genomului uman. Și anume, instabilitatea genomului uman constituie principala cauză a îmbătrânirii. Acizii nucleici, parcursul vieții, sunt supuși acțiunii deteriorante ale multiplor factori nocivi, radicalilor liberi, formelor active ale oxigenului și formelor active ale azotului. Iar pentru noi, important, este nu atât factul îmbătrânirii, dar viteza acestui proces. Iar compuși forme active, elaborați de către doctorante, cu proprietăți antioxidante remarcabile, ar putea, probabil, încetini viteza îmbătrânirii. Și astfel, noi ar putea fi considerat acest punct ca factor antiselescență contra îmbătrânirii. De asemenea, datorită efectelor antioxidante puternice, acești compuși ar putea fi folosiți pentru combaterea maladiilor cardiovasculare. Cauza majoră ale mortalității oamenilor de pe globă, boala cardiovasculară provocată de către ateroscleroză. Ce înseamnă ateroscleroză? Ateroscleroză este rujina vieții. După cum numesc medicii. Iar cauza aterosclerozei este tulburarea metabolismului lipoproteinilor de o parte, iar de altă parte, procesul inflamator cronic. Și două procese care pot fi combătute prin acești compuși. Aportul personal al autorului la realizarea tezii constă în analiza literaturii de specialitate, planificare și executarea cercetărilor planificate, prelucrarea statistică, generalizarea și interpretarea rezultatelor, expunerea materialelor diverse forume naționale și internaționale și prezentarea publicației. Toate frazele și ideile preluate de la alți autori sunt indicate riguros. Este evident distinct aportul autoarei și lipsesc orice suspiciuni de fraude științifice. Cetătorii și recomandările practice rezultă logic din conținutul lucrării și corespund esenței scopului și obiectivelor cercetare trasate, sunt expuse și argumentate excelent. Teza în asamblă prezintă lucrarea științifică de sine stătoare, având o amplă evaluare atât teoretică cât și practică, și prezintă o rezolvare de mai departe a problemelor sprijinite ale biologiei și biochimiei contemporane. Importanța teoriei și practică a tezei nu prezintă dubii, deoarece în premieră au fost obținute date științifice și originale despre acțiunea unor compuși noi. Metodologia folosită în teza putea fi aplicată ca model de testare experimentală a noilor compuși, proprietăți biologic active, potențiale medicamente. Teza deschide perspective mari de cooperare națională și internațională în planul valorificării rezultatelor și de continuare a cercetărilor. Aprecierea tezei. Teza de doctorat, sinteza și proprietățile biologice ale compușului coordinativ, unele biometale în baza
tiosemicarbazonilor, aminobenzoatului inhib, elaborată de către doctoranda Iosna Dana, prin inovație științifică, abordarea multilaterală a problematicii studiate, originalitatea rezultatului obținutului și volumul apreciabil de date analizate și interpretate științific corect, corespunde prevederilor regulamentului ANACEC față de tezele de doctorat, iar autoarea acestei teze, doamna Rostavana, merită conferirea titlului științific de doctor în științe chimice. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi, domnul profesor. Cuvântul se oferă doamna Rostavana, care e ceva să spună. Vă mulțumesc, domnul profesor Dumacu, pentru analiza amplă a tezei și informația utilă primită. Vă mulțumesc mult. Domnul profesor, deci asta e tot, da? Cuvântul se oferă doctorul în științe chimice, conferențiar universitar, Tapco Victor, celul de-a doilea referent oficial. Poftim, domnul profesor. Teza de doctorat, sinteza și proprietățile biologice ale concursului a combinațiilor coordinative cu unele biometrale în baza tiosemicarbazonilor 4 aminobenzoatului de etil, vreau să spun dintr-o dată, este elaborată în corespundere cu cerințele față de teze de doctorat. Caracteristica detailată tezei a fost dată de domnul profesor Budumac, de atât eu să mă opresc numai la calificativele care corespund anumitor criterii care sunt date de ANACEC. Noutatea și originalitatea tezei de doctor. Consider că teza examinată, după rezultatele investigațiilor efectuate, în sinteza concursului biologic activ noi, modul creativ și metodologie utilizate pentru atingerea obiectivelor propuse merite să fie apreciate cu criteriul excelent. Suportul metodologic al lucrării. După analiza abordării obiectivelor de cercetare, a metodelor și tehnicilor utilizate pentru atingerea scopului lucrării, consider că teza examinată corespunde criteriului suportului metodologic al lucrării cu calificativul excelent. Relevanța științifică a rezultatelor. Teza examinată este o lucrare științifică complexă, finalizată, logic structurată, în care este prezentat volumul complet al cercetărilor științifice, care au un nivel înalt. Rezultatele științifice obținute se bazează pe utilizarea vastă a metodelor contemporane de studiu în domeniul chimiei, fizicii, biologiei și medicinii. Înaintându-se argumente și comparații cu cerințele cunoscute la momentul actual, autorul obținând astfel rezultate veridice. Aceasta dat dovadă de faptul că doamna Rosna Khanna este competentă în domeniul cercetărilor ce țin de sinteză și studiul compoziției și structurii combinațiilor coordinativ ai unor metale tranziționale cu tiosemicarbazide substituite și caracterizarea proprietăților fizico-chimice și biologice acestora. Volumul considerabil de material experimental acumulat de către doamna Rosna Khanna, introduce în chimie anorganică și în particular în chimie coordinativă metodul optimizației pentru funcționalizarea tiosemicarbazonilor, sinteza și în baza lor compușilor coordinativ ai unor metale tranziționale cu tiosemicarbazide substituite, precum și completează datele despre proprietățile fizico-chimice și medico-biologice ale acestora. Analiza rezultatelor obținute în cazul tezei examinate, după gradul de corelare a rezultatelor cu gradul teoretic al cercetării, corespunde criteriului
relevanță științifică a rezultatelor cu calificativul excelent, redactarea tezii și conținutul tezii tehnic. Analiza tezii examinate prin prisma criteriului redactarea tezii și conținutul tehnic demonstrează că acest stat corespunde criteriul dat cu calificativul foarte bine. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Consider că teza examinată, analizată prin prisma criteriului respectarea eticii și deontologiei profesionale, poate fi apreciată cu calificativul excelent. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Rezultatele prezentate în teza au fost respectate în 20 lucrări științifice publicate, inclusiv într-un brevet de invenție, 6 articole și 13 rezumate de comunicări la conferințe internaționale și naționale, și publicații sunt pe deplin reflectate în conținutul tezii. În afară de asta, rezultate au fost prezentate la diferite saloane de invenții, unde au fost apreciate cu medalii de aur și argint și diplome. Consider că teza examinată, analizată prin prisma criteriului publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice, corespunde criteriului dat cu calificativul excelent. Nu știu. Datorită numărului mare de publicații în reviste recenzate, teza este bine redactată și nu are obiecții în afară de unele comentarii legate cu unele neconcordanțe, greșeli ortografice, gramaticale și mecanice, cum ar fi cele la paginile, eu dau lista și despre lista dată, doamna Ana Rosnac știe, la paginile tezei și în rezumatul acolo vă dau observații. Observațiile critice enumerate nu diminuează însă valoarea științifică și aplicativă a lucrării și nu afectează conținutul logic al ei. În conformitate cu prevederile ordinul MECC, cu privire la aprobarea regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, calificativul general al tezii elaborate de doamna Rosnac, Ana, sinteza și proprietățile biologice ale combinațiilor coordinative cu unele biometale în baza diosimicabazomelor 4 aminobenzoatului dietil, substituite program de doctorat 141-02 chimie coordinativă, corespunde criteriului cu calificativul excelent. Autoria tezii, doamna Rosnac Ana, merită conferirea gradului științific de doctor în științe chimice la specialitatea 141-02 chimie coordinativă. Vă mulțumesc, domnul conferențiar Țăpcov, doamna Rosnac Ana, aveți cuvântul să dați răspuns la obiecțiile. Vă mulțumesc, domnul conferențiar Universitar Victor Țăpcov, pentru analiza amplă a tezii și unele redactări acestea, care duc la îmbunătățirea calității acestea. Sunt de acord cu toate obiecțiile. Vă mulțumesc. Domnul conferențiar Țăpcov, sunteți mulțumit de răspuns? Da. Vă mulțumesc. Cuvântul se oferă doctorul în științe chimice, profesorul universitar Colocean Eduard. Domnul Colocean, mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, la fel voi selecta doar unul din fragmente din aviz care se referă la calificativ de acordat în baza criteriilor de evaluare, la unele sugestii și la calificativul general pentru teză. Desigur. Așa cum a spus și doamna Carbuz, vreau să menționez că această teză este una cu aspect intersecțional și transdisciplinar, care bucură prin faptul că scopurile care se propun inițial sunt
spunem așa, duse până la recomandări care ar putea să rezolve unele probleme din domeniul medicinii, biologiei și alte domenii. Este important ceea ce am observat și observ lucrul ăsta și în școală fondată de domnul academician, de a determina acei factori care determină influența asupra unor țesuturi sau microorganisme, așa cum se vede în teza la ANA. Vreau să spun că deci, teza se încadrează într-un domeniu actual de cercetare și sigur că are un obiectiv începând de la sinteza bolilor, moleculele organice, asamblarea compușurilor coordinative, studiul atât a compoziției cât și a structurilor și deja testarea proprietăților biologice. Aceste proprietăți biologice sunt diverse, proprietăți antioxidante, anticancer, antimicrobieni, etc. Lucrare, deci m-aș opri la unul moment ce ar fi legat de noutate și originalitatea tezii. Sigur că în baza celor 15 tiosi de carbazone funcționalizate cu fragmentul 4 aminobenzoat de etil, deci pentru ele au fost selectate condiții optimale de sinteză, au fost obținuți acești compuși organici, au fost studiate atât compoziția cât și structura lor și în baza lor au fost asamblat 33 de compuși coordinativi noi ai zincului 2, cuprului 2, nichelului 2, cobaltului 3, fierului 3 și manganului 2 cu randamente înalte. Deci pentru 14 compuși, dintre care 3 precursori, 9 tiosin carbozone și 2 compuși coordinativi, a fost decifrată structura moleculară prin difracția croazii X-monocristal, ceea ce ne aduce dovezi convingătoare pe celelalte metode fizice utilizate despre structura și compoziția acestor compuși. În baza testelor biologice, s-a stabilit că unii compuși coordinativi manifestă proprietăți antioxidative, antimicrobiene, antifungice sau antitumorale și s-a constatat cele mai pronunțate proprietăți antioxidante, lipozite complexe nichelului, iar complexe cuprului au demonstrat cele mai bune rezultate antibacteriene asupra turbinilor Staphylococcus aureus și Candida cursei. Deci, în baza analizei realizate, consider că teza la criteriul noutatea și originalitatea tezii doctor merită a fi apreciat cu calificativul excelent. La suportul metodologic al lucrării, vreau să menționez că au fost selectate metode care permit realizarea obiectivului tezii în baza sintezii studiului compoziției și a structurii compușilor, precum și testarea proprietăților biologice. Aș vrea să menționez că la acest criteriu a fost acordat calificativul excelent. Relevanța științifică a rezultatelor. Studiul sublinează pe un domeniu contemporan și necesar pentru identificarea soluțiilor pentru unele probleme din domeniul medicinii și biologiei. Rezultatele care sunt obținute, desigur, duc la dezvoltarea și lărgirea orizontului cunoașterii în domeniul determinării relației dintre compoziție, structură și proprietăți. Calificativul acordat tezii la criteriul relevanță științifică a rezultatelor este excelent. Redactarea tezii și conținutul tehnic. Teza de doctorat este elaborată conformitate cu cele reglementele în domeniu. Textul tezii este redactat într-un limbaj și specificare corect, utilizarea adecvată a terminologiei în domeniu, ideile fiind exprimate clar și coerent. Dovezile textuale sunt completate cu tabele, este anume număr și figuri 71, care conțin informații valoroase, ce permit schematizarea datelor și generalizarea viziunilor asupra studiilor realizate. Sursele bibliografice sunt elaborate conform rigorului solicitat de actele normative în vigoare. Deci, la criteriul redactare tezii a fost acordat calificativul foarte bine. Respectarea eticii și deontologiei. Deci, studiind teza, nu au fost careva depistate careva elemente ce provoacă suspiciuni de fraudă, de aceea teza este apreciată calificativul excelent. Calitatea susținerii publice, deci nu am acordat din timpul deoarece nu puteam prevede cum va fi calitatea susținerii, dar observând cum deci, doamna pretendent la titlul de doctor în științe chimice, doamna Ana Rusnac, a prezentat informația,
pot o acorda cu certitudine calificativul excelent. Publicarea în ediții științifice și prezentarea la conferințe științifice, deci, cum s-a mai menționat, au fost publicate 20 de lucrări științifice, inclusiv 5 articole reviste naționale, un articol în lege națională, 13 rezumate la conferințe naționale și internaționale și un brevet de invenție, motiv care îmi permite acorda calificativul excelent. În textul tezei se primesc mai multe, totuși neconcordanțe, unele greșeli ortografice, gramaticale și mecanice. Deci aș putea acorda unele sugestii care ar fi utile pentru lucrare, că, deci, mă rog, am selectat vreo câteva denumire. În text se întâlnesc unele expresii confuzii, cum ar fi coordinații, coordinative și combinații. Probabil că dar era scrisă cumva din grafă. Înlocuirea unor expresii, ca mentalii joacă multe roluri, tu știu, mentalii au sau întâlnesc multe roluri. Sau patru anume bezoatul de chel suferă hidroliză isterică, deci este spus și mai sau alte formulări, nu există. Aceste sugestii nu diminuează însă valoarea științifică și aplicativă a lucrării și mai afectează conținutul logic al ei. Calificativul general al tezii elaborate de doamna Ana Osnac la programul de doctorat 141.02 chimie coordinativă corespunde criteriul calificativul excelent. Așa, iar autorul tezii, doamna Ana Rusnac, merit conferirea titlului științific doctorul științei chimice la specialitatea 141.02, chimie coordinativă. Mulțumim, domnul profesor. Cuvântul se oferă doamnei Ana Rusnac pentru a da răspuns la obiecțiile referite la aici. Vă mulțumesc, domnul profesor Eduard Corăceanu, pentru analiza amplă tezii și, deci, pentru unele sugestii pentru îmbunătățirea acesteia sunt foarte de acord. Și pentru timpul alocat pentru a citi teza, totuși, necesită timp. Vă mulțumesc mult. Domnul profesor, puteți să-ți fie putere răspuns. Da, mulțumesc. În continuare, ofer cuvântul conducătorului științific al tezii, domnului Gulea Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician, pentru a caracteriza calitățile personale și profesionale ale doctorandei, pe cum și modul de conlucrare cu doamna Ana Rusnac în procesul de elaborare a tezii de doctorat. Doamna Grincean. Îmi mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi toate aș vrea să mulțumesc foarte mult referenților oficiali care nu ne-au refuzat oferta, deci sunt doar de acord să realizeze această lucrare. Domnul profesor Anitin Bucumac, domnul profesor Eduard Corăceanu și domnul conferențiar Igor Țarcov. Ceea ce se referă la calitățile doamnei Ana Rusnac ca doctorandă, pentru că ea a fost în școala doctorală, vreau să spun că și nu numai, deci eu o cunosc și de băncile studenții, deci ea a fost conducătorul la teză de licență, de master și respectiv la teză de doctorat. Nu degeaba eu am ales că ea să continuă, deci la mine, deci teză de doctorat, fiindcă ea s-a format ca un cercetător foarte perseverent, foarte serioasă și nu numai, deci domnul profesor Bardu foarte înalt a apreciat sinteza organică pe care domnul ei a efectuat-o. La fel și lucrul în laborator, foarte acuratistă și foarte, foarte ingenioasă. Ceea ce i-a permis că, deci, astăzi noi să ascultăm o teză de doctor foarte bună și asta ne bucur de noi de toți. Mai pot să adaug că doamna Rusnac, între timp, s-a căsătorit cu doamna Rusnac. În acest timp a făcut un copil, care de acum este mare și, prin urmare, deci, ea a combinat foarte exclusiv. Deci, cercetarea științifică cu viața de familie. Deci, ea, în principiu, a format a treia familie de chimiști care sunt doctori. Sper că să fie doctor votată de comisie. Și, prin urmare, vreau să spun că ea este astăzi un colaborator științific calificat. Mai mult ca atât, ea lucrează într-un laborator la domnul director Codagiu, deci care
după câte știu eu, apreciază tot foarte înalt. Deci, calitatea aceasta ei e nou de șef de laborator. Pe urmare, ea s-a afirmat nu numai pe terenul nostru științific, dar și pe cel practic, efectiv, foarte important cu Republica Moldova. Sper că am gustat când v-aș devinuri cele pe care deci, le fac ei acolo la Europa. Vreau să mă felicit și totodată mulțumesc la toți cei care sunt prezenți astăzi, am venit să susțin deci, moral pe doamna Vosnac. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna Cărmicea. Stimată audiență, cine mai dorește să ia cuvântul? Toți cine? Deci, nu numai decât pe evaluarea tezei, dar despre Ana ca despre coleg. Domnul doctor Rădăcinu. Doamna doctor Rădăcinu. Da, mulțumesc. Am să spun, stimați colegi, stimați prieteni, bună ziua la toți. Am venit astăzi anume cu colega directorul executiv, doamna Iarma Liuc, anume ca să o susțin. Eu țin să menționez faptul că, într-adevăr, fiecare noi știm că succes nu este altceva decât transformarea cunoștințelor, experienței în rezultate, în acțiuni pozitive. Cu referire la doamna Rusnac, dacă să fac o paranteză la calitățile care le-a spus și bunul nostru prieten, domnul Vagrincean Gulea, a participat la, am avut respectiv repetat concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef de laborator la combinatul de vinuri speciale. Clar, sunt acum în multe direcții, alte categorii de produse, deci nu doar combinat de vinuri speciale, dar bine, denumirea a rămas din Ialoveni. Deci, deși au fost 14 candidați, ei bine, mai mult de jumătate, clar, că au depus documentele. Dar dacă vorbim din cei potențiali, a câștigat cu un punctaj detașat. Asta este important și vorbește mult. Și s-a mai primit că în 22, tăman la sfârșitul anului, este o lună jumătate și respectiv acreditarea laboratorului, plus, dacă dumneavoastră a făcut referință la cele distilate, care de acum au și 7 ani în timp apropiat, deci am primit și licența pe 14 noiembrie 2022, deci de producător de divinuri. În afară, paralel, suntem al doilea producător de împreună cu italienii am implementat tehnologia de producere a vermutului, a vinurilor aromatizate, tip amaretto, deci brandy, suntem producători, repet, și de divin, deci este important, deci e o muncă titanică. Cu referire la lucrare, eu mă bucur, respectiv, că totodată Casavant și eu sunt președinte ultimii 4 ani, la Comisia de Stat, drept la examen de licență, teză de licență și masterat. Particip, desigur, și la susținere de teză, că sunt doctor în științe tehnice. Vreau să spun că, în cazul dat, dacă cu referire la această lucrare, este puțin spus că toți ați apreciat cu calificativul excelent. Într-adevăr, este o lucrare bine închegată, s-a depus o muncă titanică, este multă chimie, dacă spun la general, multă analiză în această lucrare, concluzii făcute, respectiv, bine închegate și ceea ce este important, de acum că este și un brevet de invenții, eu spun lucrul ăsta că știu cu certitudine ca inventator emerit al Republicii Moldova și totodată, respectiv, ca laureat al premiului și mare medalie de aur a Organizației Mondiale Proprietate Intelectuală, inventator remarcabil. Tot timpul am pus accentul. Am făcut și eu, desigur că cercetări și știință, respectiv, cu caracter științific, deci fundamental, dar totodată am pus accentul respectiv anume pe partea respectiv aplicativă, ceea ce mi-a plăcut doamna Garbuz, mi se pare că a dat astăzi întrebarea, da? Dacă nu mă greșesc. Da. Da, asta este foarte important, anume caracterul aplicativ. Deci ești respectiv principale economii din lume, anume stimulează chiar și acele propuneri de raționalizare care chiar nu dau efect economic. Nu mai vorbesc cele care dau efect economic, cu atât mai mult brevete, și anume brevete, accentul pe gradul de implementare.
Eu cred că astăzi, respectiv, această lucrare excelentă, care o apreciez cu calificativul ca și dumneavoastră, membrii comisiei, doar cu respectiv drept consultativ, dacă așa să te exprim. Eu sper că comisia unanimă să aprecieze această lucrare excelent și, respectiv, o să avem astăzi un nou doctor în științe chimice și eu mă bucur că, în afară de mine, să mai fie al doilea, fiindcă, în cazul în care de acum nu mai este institutul cel științifico-practic din Ialoveni, nu mai este, respectiv, cu regret, spun și cu durere în suflet, Institutul Național al Vinii și Vinului, noi de mult, și eu personal mi-am pus ca scop, ca să formăm un centru științific la noi la întreprindere. Fiindcă am deschis mai multe direcții. Ana, felicitări astăzi! Cu susținerea, într-adevăr, foarte bună, excelentă. Și succes și în continuare ca să continui studiile. Cu atât mai mult că la noi acolo este de, chiar de arat. Și din semanar, este în roade bună. Ce ține de întreprindere? În ultimii 5 ani de zile, noi suntem una dintre cele mai medaliate întreprinderi din țară. Avem 70 de distinții internaționale, la cele mai prestigioase, din Londra, din Bruxelles, din Canada, din Statele Unite, din Hong Kong, din Coreea de Sud. Eu nu mai vorbesc, respectiv, de București și alte țări. Dar dacă luăm în structură, e un rezultat și mai bun, fiindcă peste 89%, deci sunt doar medalii de aur și, respectiv, mari medalii de aur, 4 titluri de campion care au fost câștigate în Germania, în Polonia și în alte țări. Mă refer la cele calificative, la cele medalii care s-a referit și stimatul nostru prieten, domnul profesor Udumac, că asta este aprobarea lucrării. La ce s-a referit lui? La cel de invenții care se sperăm ca să fie implementat și în continuare și altele rezultate care o să fie acele medalii obținute la diferite concursuri naționale și internaționale. Asta, că noi, în final, pentru asta lucrăm, ca un rezultat fie că el e obținut ca un rezultat al unei cercetări științifice, caracter fundamental, cu atât mai mult aplicativ, să fie respectiv să dăi un rezultat cu atât mai mult un efect economic. Încă o dată, felicitări! Felicitări respectiv și domnului conducător, domnul academician Gulean, după cât știu, are în jur de vreo 40 de doctori de acum pregătiți, inclusiv și vreo 5 sau 6, 7 habilitați. Eu vă doresc ca să nu fie ultimii, fiindcă în știință acum în cercetare se duc foarte puțin tineret. Și cei ce vii selectați, dumneavoastră, toți, asta este foarte important, fiindcă doar așa noi putem să ne promovăm peste hotarele țării, suntem o țară mică, o economie mică, vulnerabilă și putem doar prin știință, prin sport, prin ramurile principale, cum este ramura vitivinicolului și altele, să ne promovăm. Mulțumim pentru aprecierea colegului nostru. Încă o dată felicitări. Mulțumesc. Succes mare în toate. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule doctor Adagiu. Dacă mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Încă cineva? Deci, dacă nu, o să trebuiască și eu să-mi expun părere despre lucrare. Deci, eu pot să menționez, am văzut numai o dată lucrarea aceasta, pentru că organizația primară care a fost departamentul, am analizat-o acolo, lucrarea a fost îmbunătățită. În final vreau să concluzionez că ea corespunde într totul cerințelor în ACEC pentru o teză de doctor în științe chimice, iar candidata merită pe deplin titlul de sau gradul științific de doctor în științe chimice. Eu vreau să mai adaug că Ana este un n-am știut o viață, trăiește o viață în veț, că este deja șef de laborator și că este așa laudat. Până acum era colegul nostru, acum a spus că e colegul domnului Dăgiu, deci vedem cum ne învățăm. Cred că nu este certeam. Dar nu, asta e bine că este o lucrare și îmi pare foarte bine că absolvenții deci de noi la universitate, absolvenții școlii doctorale sunt înalt apreciați de către partenerii noștri de pe piața muncii. Deci, felicitări, eu sper și cred că o să fie avizul pozitiv al comisiei. Deci,
în corespundere cu regulamentul instituțional pentru organizare și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat, membrii comisiei de doctorat trebuie să se retragă pentru a delibera și a decide asupra calificativului care urmează a fi atribuit tezei de doctorat, precum și asupra propunerii de acordare a titlului științific de doctorat pretendentul în acest sens. Se completează tabelul calificativelor atribuite pe criterii, se aprobă rezoluția de evaluare a tezei de doctorat și de atribuire a calificativului tezei de doctorat, se supune votului acordarea titlului științific pretendent. Permiteți-mi să dau citire deciziei comisiei de doctorat expusă în rezoluția de evaluare a tezei de doctorat și de atribuire a calificativului. Deci, rezoluție de evaluare a tezei de doctorat și atribuire a calificativelor. În urma evaluării tezei de doctor în știință chimice cu titlul sinteza și proprietățile biologice ale combinației coordinative unile biometale în baza tiosemicarbazonilor 4 aminobenzoatului de etil, realizate de studentul doctorandul Snacana la specialitatea 14102 chimie coordinativă și susținută public la data de 30.10.2023, membrii comisiei de doctorat au atribuit calificative pentru fiecare criteriu stabilit, iar, ca urmare a calculului mediului pentru fiecare criteriu, s-au obținut media și calificativul general după cum urmează. Deci criteriu. Noutatea și originalitatea lucrării. Punctaj mediu și calificativul excelent, 4 puncte. Suportul metodologic al lucrării. Excelent, punctaj mediu, 4. Relevanța științifică rezultatelor. Excelent, punctaj mediu, 4. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Excelent, punctaj mediu, 4. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Excelent, punctaj mediu, 4. Calitatea susținerii publice. Excelent, punctaj mediu, 4. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Calificativul foarte bine, punctaj mediu 3. Deci, nu au unii s-o citit și știu, cred că și autorii, poate că nu știți dumneavoastră, dar este un punct în regulamentul ANACECO-ului care spune că dacă nu sunt două publicații din cele 5 în publicații cu, din Web of Science cu factori de impact, deci calificativul poate fi excelent. Și mai este un punct la ei care spune că calificativul final al tezei nu poate fi superior calificativului atribuit la criteriul publicare în ediții științifice. Deci dacă e foarte bine acolo, măcar că celelalte toate sunt excelente, calificativul general poate să fie foarte bine. Deci toți nu sunt de acord cu aceasta, dar trebuie să ne supunem regulamentului. Deci având în vedere cele constatate, comisia de doctorat a decis a atribuit tezei de doctor în știință chimice cu titlul sinteza și proprietățile biologice ale combinației coordinative cu unele biometale în bază pe semicarbazonilor 4 aminobenzoatului de etil, realizată de studentul doctorandul Snacana la specialitatea 14102 chimie coordinativă calificativul general foarte bine. Deci, stați că aici mergem mai departe pentru pentru confirmarea procesului verbal numărul 2 al comisiei de doctorat este necesar de votat. Cine e pentru a confirma procesul verbal numărul 2 al comisiei de doctorat? Vă rog să votați, membrii comisiei. S-a abținut? Împotrivă? Deci vă mulțumim. Permiteți-mi din partea comisiei de susținere publică a tezei de doctorat să vă felicit, doamna Ana Rusnac, cu susținerea reușită a tezei de doctorat. Felicitări în continuare, felicitări și conducătorul științific academicianului Aurelian Gulea. Mai avem un doctor la aceea, numărul exact, îl știți, 30 și, sau 40 deja? 35. Deci, felicitări, Ana, deci ați făcut o muncă enormă și cred că toți alături la felicitările care vă le aduc eu din partea comisiei. Iar acum aveți cuvântul. Sincer, am mulțumit și cu recunoștință de plină față de conducătorul meu științific, domnul academician Aurelian Gulea, pentru îndrumare, ghidare și promovare pe toată perioada studiilor de doctorat, precum și de studii de master. De asemenea, mulțumesc profesorilor din cadrul laboratorului de cercetări științifice, materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică al Universității de Stat din Moldova, în special domnului doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar Nicanor Bator, domnului doctor habilitat în științe chimice, profesorului universitar Iacob Guțu, domnului doctor în științe chimice, conferențiar universitar Victor Sapkov, care mi-a oferit consultații pe parcursul anilor de doctorat. Mulțumesc tuturor prezenții în sală pentru susținere. În cele din urmă doresc să-mi exprim recunoștință și adresez mulțumiri părinților mei, familiei mele dragi, pentru susținere și pentru înțelegere pe parcursul anilor de studii.
Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi! Cu aceasta, ședința Comisiei de Susținere Publică a Tezei Doctoratului a sfârșit.